Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmăriți în continuare evenimentul zilei. Felicitări, diplome și flori! De toate acestea au avut parte pedagogii din Raionul Soroca de ziua lor profesională. Acestea le-au fost aduse în dar în semn de mulțumire pentru activitate și rezultatele bune obținute la concursurile de nivel republican. În acest an, pedagogii soroceni au avut parte și de o surpriză muzicală din partea formației Nemuritorii din România. Felicitări și multe flori! Toate acestea au fost pentru pedagogii din Raionul Soroca de ziua lor profesională. Autoritățile au mulțumit profesorilor pentru munca cu dăruire de sine și au menționat cu diplome pentru rezultatele bune demonstrate de elevi la concursurile republicane. În acest an, pentru dascăli a fost pregătită și o surpriză muzicală, care a venit de la formația Nemuritorii din România. Revin cu Natalia, învățătoare, clasele primare, liceu teoretic Constantin Sterin. Șaisprezece pedagogi, discipoli căror au ocupat locuri premiante la concursurile republicane, au primit diplome de excelență din partea Direcției Generale Învățământ. Vreau să spun că este o sărbătoare frumoasă a pedagogilor și a întregii societăți, pentru că toți au fost cândva elevi și toți au trecut prin școală și desigur că noi astăzi avem grijă ca școlile noastre să fie niște lăcașuri sfinte cu adevărat, care să dăruiască lumină și cunoștințe copiilor. Anul acesta, rândurile pedagogilor din Raionul Soroca s-a completat cu trei cadre didactice tinere, care au primit carnetele de muncă chiar în ziua lor profesională. Acum câțiva ani în urmă participam la această sărbătoare în calitate de elev, iar acum am posibilitatea de a participa în calitate de profesor și sunt foarte mândră de aceasta. Și sunt mândră că am primit carnetul de muncă și sper să am discipoli foarte buni. Consiliul Raional a organizat un concurs pentru cea mai bine pregătită instituție de învățământ și preșcolară pentru sezonul rece al anului. Câștigătorii au fost menționați cu premii bănești. Conducerea Raionului a felicitat lucrătorii din domeniul învățământului și le-a mulțumit pentru dăruirea cu care educă tânăra generație. Îi felicit pe toți cu această sărbătoare, cu o zi deosebită pentru ei, deoarece merită, deoarece fac tot ce e posibil pentru a educa copiii noștri, pentru a învăța, pentru a îndruma, nu numai a scrie și a citi, învață, dar învață a face primii pași în viață. Și le doresc sănătate, succes și bunăstare. Profesorii au rămas impresionați de festivitate și au susținut că sunt mândri de numele pe care îl poartă. Munca de profesor presupune o ardere interioară. Este un sacrificiu total și numai cel care trăiește alături de copii poate să se realizeze. Este o profesie care, adică în gând era încă din clasele primare, de când eram micuță, eram îndrăgostită de prima mea învățătoare și așa și mi-am propus mie că când am să cresc mare am să fiu și eu pedagog. Asta mi-a fost gândul meu să fiu învățător, educator, îmi plac copiii, școala, îmi place lucrul de învățător și am terminat. Am ieșit la pensie în 85 și de atunci odihnă plăcută. La concursul republican pedagogul anului, Raionul Soroca va fi reprezentat de Nadejda Tighinean, învățătoare de clase primare, câștigătoarea concursului la nivel local. Antrenarea în acest concurs a avut necesitatea de mult efort, de multă atitudine pozitivă față de învățământ, față de lecțiile asistate la care am depus multă muncă. Și sper că rezultatele vor fi bune. Bucuria sărbătorii a fost întregită de formația Nemuritorii din România, iar conducătorul formației a salutat faptul că în țara noastră se marchează această zi. Sunt profund emoționat și mulțumit de această manifestare, văzând că ea se desfășoară în acest loc și sunt trist puțin în sufletul meu, pentru că de obicei la noi în România această zi a dascălilor s-a cam uitat și trece ca oricare zi a anului. Și este păcat. O
conductă de gaze naturale a fost spartă în după amiaza zilei de astăzi. Incidentul s-a produs în regiunea satului Alexeev, Craiovul Florești. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Conducta respectivă alimentează orașul Soroca cu gaze naturale. Odată cu semnalul de avarie, serviciile respective din oraș, dar și conducerea raionului, au ieșit în teritoriu pentru a soluționa problema. Întâmplare care a fost în satul Alexeevka, noi am primit încistare de la Florești Gaz, toți colaboratorii, filiale, toți specialiști implicați, ca să nu permitem ca 1500 de consumatori să rămâie fără gaz. Facem tot posibilul și în viitor apropiat să fie gazdat la toate. Dar este riscul să rămână fără gaz? Fiindcă noi suntem aici și Sevgaz și Soroca Gaz, nu este așa pericol. În timpul de față, când lucrăm cu filiala Soroca Gaz și cu a noștri parteneri Florești Gaz, ca să ne dea gazul în gazoductul nostru, adică în sistemul nostru orășănesc, din altă sursă. Probabil că acum consumatorii nici nu simți lipsa de gaze. Pe teritoriul orașului Soroca sunt amplasate 3 puncte cu presiune înaltă de alimentare cu gaza orașului. În cazul când una din ele nu funcționează, orașul este conectat la una din celelalte două. Sper că cetățenii nici nu vor simți absența gazul natural. Am vorbit astăzi cu domnul Garabagiu, care este șeful la Florgaz, care ne-a asigurat că toate livrările vor fi la timp, așa că rămâne să fie tot bine. Care este pricina și cine se face vinovat de producerea incidentului încă nu se știe. Serviciile respective investigează cazul. Doamnelor, domnilor, ați urmărit evenimentul zilei. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară bună. La revedere!